Mai multe cartiere din municipiul Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă după amiază, în urma unei avarii apărute la o magistrală de distribuție. Potrivit reprezentanților societății de distribuție a apei, SCA Quatermesa, defecțiunea la conducte aeriană a apărut din cauza că au fost furați pilonii de susținere. Că la podul care trece spre Râmnicu Vâlcea, conducta de alimentare cu apă, conducta principală de alimentare cu apă, a căzut, ea este pozată, a fost pozată pe pod pe o lungime de aproximativ 130 de metri, este de FI 400 și probabil, datorită faptului că s-a furat consolele care menținea această conductă și totodată datorită greutății și a zăpezii care s-a depus pe ea și pe vata de sticlă care era pentru a fi ferită de îngheț, aceasta a căzut cu totul și a fost una dintre cele mai mari avarii pe care le-am avut în ultimii ani. Pentru remedierea avariei, reprezentanții Aquaterm au decis să oprească temporar furnizarea apei. Echipele de intervenție au reușit să facă o improvizație și în câteva ore furnizarea apei către cetățeni a fost reluată. Imediat ne-am concentrat toate forțele, am blocat capetele acestor conducte, am închis avaria zonal acolo ca să nu rămână tot orașul fără apă și în aproximativ 4 ore am redat apă și către zona aceea din cartierul Râmnicu Vâlcea, Marina, Poștei, Oltenii, toată zona spre capul dealului, toată zona dinspre Noapte și de asemenea Băiculești, Valea lui Enache, Tutana. Am fost nevoiți să solicit domnului primar și la rândul dumnealui a solicitat Consiliului și au găsit o soluție, au dat 500 de milioane lei vechi pentru înlocuirea acestei conducte. Lucrările vor demara în primăvară, atunci când va fi înlocuită întreaga conductă.